Salve dudes și bine ați venit la un nou episod din Farming Simulator 22 Multiplayer Roleplay România pe Barba Neagră. Fraților, astăzi facem un scam românesc. Ei bine, mi-a dat prin minte o chestiune. Mă uitam pe live-ul lui Dadu și el semăna. Așa că el o să aibă nevoie să fertilizeze. Eu aici am un fertilizator. Un fertilizator este foarte scump, terenul lui este foarte mare. Și dacă ne uităm, deci fiți atenți cu mine aici, cum se fac banii ușor, da? Dacă mergem la paleți, aici putem observa că un fertilizator costă 3200 de euro. Bun, și are 2 tone. Eu am aici un fertilizator de 3200 de euro, dar am doar o tonă 300 în el. Și i-am spus lui Dadu, aici este conversația, că îi dau 6 astfel de rezervoare. El mi-a spus că îmi dă și tip și chiar m-a plătit 4.000 pe toată treaba asta. Am zis că dau 6 cu 500 rezervorul. Asta înseamnă că eu ar fi trebuit să primesc 3.000 de euro de la el. El primește 6 rezervoare cu banii pe care, dacă ar fi folosit la magazin, ar fi primit decât unul. Acum, unde este catch-ul? Nu am spus că rezervoarele vor fi și pline. Sunt rezervoare, eu nu vând ierbicid. Nu am zis că vând ierbicid. Am spus doar, hei, ai nevoie, am rezervoare. Am zis, ai nevoie de ierbicid? Am rezervoare. Acum, știți cum e? Găsești în pachet ce ți s-a trimis, n-ai cum să dai ritur. Așa că din ăsta, noi trebuie să facem 6 rezervoare. Mie, sincer, mi-ar plăcea să mai rămână și mie un pic, pentru că o să mai trebuiască să mai fertilizez. Pentru asta o să facem următoarea situație. El m-a plătit 3.000 pentru rezervoare și 1.000 mi-a dat bonus pentru că o să îi le livrez în fermă. Așa că trebuie neapărat să îi le livrez. Aici nu am cum să o jmeclesc. N-am ce să fac. Trebuie să băgăm și livrarea. O să văd dacă încap toate în mașinuță. Totodată mai și testăm mașinuța să vedem dacă funcționează cu 6 astfel de rezervare. Dacă nu poate pe viitor, putem să cumpărăm o platformă. Bun, asta dovadă că tot vorbeam pe un live trecut al meu că în momentul de față există din ce în ce mai multe scamuri. Așa că avem 24 de litri de fertilizator. Așa. După care o să mai încărcăm puțin câte puțin și facem mai multe. E un pic funny, dar asta este catch-all. Trebuie să mă descurc și eu cumva pe server. Eu am foarte puțin bănișori aici și când alții au mai mult și tu ai mai puțin, trebuie să egalezi un picuț the playfield. Știi ce zic? Așa, viața în general nu este... Ia uite, mă, nu mai vreau asta aici. Viața în general nu este corectă. O faci tu după cum vrei, corectă. Avem 1, 2, avem 3, iau puțin câte puțin, mă dau în afară, pentru că după aia când încarc o să-mi ia din cei pe care i-am făcut deja. Totuși se dau ceva fertilizator, clar, dar după calculele lui ar fi ieșit 2 tone per rezervor și i-am promis 6. 6 o să-i dau. Și ar fi luat 6 ori 2, doamne, da, e bine, 6 ori 2, 12 tone de fertilizator. Ceea ce, uitați-vă cât l-ar fi costat. Deci îi fac totuși un bine. Și, mă rog, și avem 3200. Hai să punem 3000 să calculăm ușor. 3 ori 6, 18. Cu restul de 200, făceam aproximativ 20.000 de euro l-ar fi costat pe el. Așa că când a văzut prețul de doar 500 pe rezervor, asta însumând doar 3000 de euro să dea în total, vă dați seama că omul a sărit imediat. Trebuia să pun prețul mai mare, dar mi-a plăcut foarte mult să am și următorul factor, și anume, dacă sună prea frumos să fie adevărat, probabil nu este. Asta este deviza în viață. Avem 4 rezervoare, 5 rezervoare și acum 6 rezervoare. Așa că o să le punem aici. Perfectos. În rezervorul meu vreau să văd cât mi-a mai rămas. Oho, mai avem 1139 de litri, deci cu astea pe care le mai avem, putem să mai fertilizăm și noi pe la noi. Nu puteam la prețul ăsta să dau și astea, trebuie să mai rămână și mie. Acum, ce va face el cu rezervoarele? Nu vă imaginați că este un scam total, o să vă arăt ce am făcut eu cu rezervoarele și funcționează foarte, foarte bine.
Bineînțeles, poți fertiliza o porțiune de teren, cât de mare, nu știu, dar mai avem și terenuri mici. Și, spre exemplu, cu rezervoarele, eu le-am pus aici, am pus foarte multe rezervoare în partea asta, am refăcut podul, în momentul de față e genial și acum nu ar mai trebui să mai plece lemnele, da? Am și suport acolo, ăștia suportați, în caz că îmi pleacă totuși lemnele și îmi scapă tractorul sau utilajul, ei bine, avem rezervoarele care ne vor susține. Pe viitor, dacă văd eu că ar mai trebui, poate mai pune și pe lateral câte ceva. Aici nu se mai poate pentru că deja urcă solul. Așa că, după cum bine vedeți, eu vând într-adevăr un bun. So, scamul este relativ interpretabil. Acum, o să folosesc Monza. Eu deocamdată nu am o platformă și nu am un motostivuitor, dar o să-mi cumpăr și atunci o să lăsăm mânuța și nu mai apelăm la ea. O să folosim fix cum trebuie, este o platformă și un motostivuitor, dar până atunci trebuie să ne facem de lucru. Plouă, așa că nu pot recolta, din păcate. Am pus combina, avem acolo un picuț de progres din punctul ăsta de vedere, dar scoatem foarte puțin comparativ cu cum am scoate dacă nu ar ploua. Comenzile de developer nu merg pe serverul de multiplayer, dar am găsit un mod care, opa, ce s-a întâmplat acolo, care, wow, deci pe la mașină merge rău, iasă un, what the fuck, la mașină, vedeți cum merge, e ceva rău, oh, sunt curios oare dacă așa o să fac în continuare, bo, merge foarte rău când mă apropii de mașină. Merge ceva rău, rău. Ia uite. Wow! Ok, în situația asta o să vând mașina. Nu pot avea o mașină care să meargă în halul ăsta. Și hai să vedem dacă găsim o nouă soluție. Avem aici ceva. N-avem la car, să avem aici un Johnny la 26.000, dar este foarte mic. Un Mahindra. Mahindra merge foarte repede și ar fi foarte bun. Ăsta e 40 și ceva. E bun, dar... Na. Costă. Și avem acest pick-up care cred că ar suporta două. Ok, hai să luăm pe ăsta. Pe o culoare portocalie văd că arată destul de bine. Avem standard 2. Perfectos. Și putem să o închiriem. Hai să o închiriem doar pentru acest job. Bun, o să o aduc de la magazin. Trebuie neapărat să auziți cum pornește. W40 ne trebuie la această camionetă, dude. E ceva rău, dar uite că vine și cu cârlig, ceea ce pe viitor înseamnă că putem să-i atașăm o platformiță și, bă, nu este chiar atât de rea. Într-adevăr, nu are accelerație super mega babană, dar nu este rea deloc. Acum să vedem, os, dacă putem trece podul, pentru că ea are rotițele mici și podul, fraților, nici măcar nu s-a clintit, ca să vedeți cât de bine l-am făcut. Love it! I love it! Acum nu știu sigur dacă o să putem încărca atâta. Ia să vedem, o să dau în spate oblonul. Din nou problemă. Ați văzut treaba, da? Este posibil să fie... Ia uite, am 14 FPS-uri. Dar aici nu. Există totuși... Auto Bail Mode Disable. Cred că e din cauza modului cu auto. Cred că asta este problema în mare parte. Pentru că altfel nu văd de ce ar merge atât de nasol. Hai să vedem dacă pot să trăiesc cu lagul. Bun, unul l-am băgat. Dacă ar mai încăpea unul, de acum nu mai am lag, se pare. Funcționează. O să iau acel autoload. Autoload-ul pe serverul dedicat nu funcționează deloc cum ar trebui. Bun. Aici nu pot mai încolo. Cumva trebuie să deschid neapărat platforma. Bun, fraților. Un picus poate mai în stânga. Și acum avem doi puși, da? Țineți cont, băiatul ne-a plătit, deci trebuie neapărat să îi livrez marfa, nu pot să-i dau o țeapă. Wow! The fuck happened? Fii atent că e cu problemuță. Yo! Mamă, nu mă ajută la asta. Lei, cum fac ăștia pe aici?
Dar e interesant să vedem dacă putem să reușim. Ia, o să-i pun chingile. Aici nu merge să-i pun chingile. O să-i le pun de aici dinăuntru. Să vedem dacă funcționează. E puțin dificil că plouă, știi? Dar cred că ușor, ușor ne vom descurca și pe ploaie. Pe al doilea trebuie să-l pun perfect, pentru că o să mai vină și al treilea. Dar nu știu sigur dacă chingile îl vor putea susține, pentru că de obicei chingile al treilea nu-l pot ține. Depinde cum a fost făcută camioneta aceasta. Bun, se pare că am încărcat destul de bine. Gen, cât de echilibrat. Și acum o să mai luăm și pe ăsta un pic de la mai distanță, pentru că trebuie să pun pe al treilea. Și acum vom testa dacă funcționează chingile și pe al treilea rând. Așa. Adică, știi ce? Cred că al treilea ar fi bine să-l punem un pic mai pe față. Un pic, ca să nu... Țineți-mi pumnii? Yes! Let's go! Asta înseamnă că putem să mergem cu camioneta. Cât de tare! Mamă! Deci nu știam că merge și al treilea, pentru că de multe ori remorcile nu sunt făcute să meargă și așa, dar uite, camioneta aceasta este altfel. Așa. O dubiță nu ar strica să băgăm și noi în joc. Așa, că ne-ar ajuta la transport. Bun, se pare că stau chiar și fără chingi. În regulă, hai să-i dăm. Mă dau un pic pe spate, dar nu foarte mult. Și acum, fraților, să vedem cum trecem cu nebunia asta pe pod. Exact. Aha. Să vedem dacă funcționează. O, orice curbă trebuie să iau foarte încet, pentru că... Nu! Nu! Că noi nu avem greutate. Jos în dreapta ne arată câtă cantitate ducem. O tonă 300 în total. Deci atâta îi livrăm omului. Oh my god. Nu, nu cădea, te rog eu. Opa, asta este cumva karma? Mai. Dar... Vine să plâng. Now! Stai, stai. Oh my god, 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 oh my god. Nu am, mi-a căzut printre două lemne o roată și nu mai am tracțiune. Trebuie să mă păstrez cu roțile pe bușteanul din stânga, pentru că în dreapta nu prea vrea să urce. Uite cum avem, vezi? Puțin problematic. Dreapta-stânga, dreapta-stânga nu prea merge atât de bine. Îmi e frică pentru atunci când o să prindă gen grip și o să zboare. Mă uit aici și dacă îi dau dreapta, posibil să pot să urc peste lemnul ăsta. Văd că am tracțiune integrală. Nu mă așteptam. Lemnele se mișcă puțin câte puțin. Și parcă vrea să primească gripul. Da, da. Roata din spate este cea care mi-a creat probleme până acum. Am o roată în spate în gaură și mai am una în aer, deci automat nu am tracțiune integrală, tot pe două roți am. Ok. Ok, un pic atenție aici, stai. O păstrăm. Oh. 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 Nu știu ce fac acum. E puțin complicat. Poate un pic cu spatele. Asta să fie karma de care vorbeam mai devreme. Bun, dacă am dat cu spatele, poate merge așa. Opa, opa. Și acum, dacă îi dăm un pic blană, poate. Nu cred că este mașina atât de mare încât să strice podul. Gata, mi-a căzut. Mi-a căzut, fraților, cu ambele. Hai să venim cu doițul. Să vedem dacă putem să scoatem de aici. Pai de capurile mele! Băi, deci vezi, când încerci să faci o șmecherie, vine karma. Auzisem de treaba asta. Am auzit, am auzit. Nu știam că este valabil și în mediul digital. Așa, mă, cu cauciucuri de-astea bune, frumoase. E bun. E bun. Cred că trebuie un pic impact.
Da. Și acum, hai să intrăm în asta. Nu cădea! Nu cădea! Nu cădea, te rog eu frumos! Astea sunt probleme tehnice. Mamă, mamă, pe podul meu! Podul meu n-a fost creat pentru treaba asta. Aha, fii atent că pot să-l ridic aici. Cu un pic de... Fraților, am reușit cumva. Sincer, nici eu nu știu cum. Ui de capurile mele. Asta a fost o aventură dificil de dus până la capăt. Wow! Ok. Bun, ne vedem la vecinul în fermă. S-a întâmplat o un degajament într-o apă. Am trecut pe lângă el că am vrut să-i arăt fix turnul pe care l-am făcut și dovada că îi duc aceste 6 rezervoare. Și când să traversez strada, se văd urmele acolo pe unde am venit, nu? A dat o mașină în mine și m-a dat un pic pe spate. Numai invers. Invers, măi. Aș putea să le las aici, dacă... Știi? Din spate. Nu din față. Din spate. Direct în rezervor. Că se vrea. Numai că trebuie să fie genul paralel. Asta n-am preconizat-o. Am vrut doar să trec, să vadă. Oho, ia uite-le. Pac, le avem. Mă duc și le pun. L-am văzut care treabă. Zic, lasă aici la treabă. Mă duc și le pun, că nu vreau să stea pe mult pe lângă ele, pentru că dacă stă lângă ele... Mamă, asta e nașper... Op, op, op! Dacă... Nu așa dintr-o parte. Nu, că mă nenorocești dintr-o parte. Dacă ar... Oho, oho. Dacă ar sta pe lângă ele... Bun, mersi. Gracias. Nu vreau să se dea jos, pentru că ar putea vedea în dreapta jos ce cantitate au. Deci asta total n-a fost preconizată. Dar hai că se pare că a fost... totuși o nevoie de ajutor din tractor și astfel nu a trebuit să se dea jos. I'm safe! I'm safe! Aici o să mergem prin punctul lui de vânzare. Pe rog, eu nu m-ai dat mine! Mamă, ce mi-a dat ăsta? Mă, voi ați văzut cum a dat ăsta? Mi-a dat una de... m-a lăsat pe roțile din spate. Jesus! Băi, copacul ăla chiar e tâmpițel acolo pus. Trebuie să mai dăm jos din copaci. Și parcă baza lui era... Oh, shit, cred că s-a teleportat și vine încoace. Well, that sucks. That really sucks. Ce caută el pe aici? Uite, e pe jos, a lăsat tractorul și e pe jos. Stai așa să-l... ți le las în fermă. Nu vreau să verifice încărcătura. Acum el e pe sus, ok, el e cu drona. Vede că am 6 rezervoare. E băiatul gen... Pac, am vântat 20.000. So, e pe jos, ceea ce e nasol. Acum nu știu dacă el știe să se uite în dreapta jos ca să vadă cantitatea. Aia mai e treaba. Invoc textul pe care l-am avut cu el. În contractul nostru am stipulat clar că îi duc rezervoare, nu neapărat, nu fertilizator. Și fertilizator există totuși în el, așa că îi duc și fertilizator, nici de cum să stipulez că rezervoarele sunt pline. Cumva dacă ai stai să te gândești, adică e normal că fertilizatorul, adică nu este tot în rezervor din moment ce la chestie H. Am folosit și eu din el. Așa că dau ce mi-a mai rămas, nu? Literalmente. Aici avem un drum. Oh, ce bine că a făcut drum aici. Easy. Deci, practic, asta este logica, nu? Avem niște rezervoare cu un pic de fertilizator rămas, că așa a rămas de la culturi și aia a fost. Acum, să vedem unde îi punem. Cred că acolo lângă și după aia poate și le distribuie el. Problema e că nu vreau să mai atingă el deloc rezervoarele, ci poate doar când... unde exact ți le las? Lângă hambar sau înăuntru? Ia să vedem. Sper să nu vină, că l-am întrebat. Lângă, ok. Am văzut. Îi zic că am văzut și unde, să nu trebuiască să vină să-mi arate. Bun, 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 bun. Am văzut. Acum hai să parcăm aici.
Rezervat de la magazin pentru încă 1000. Ok, ok. Facem. Facem, mai facem un transport. Cu ce sunt și câte? Întrebând cu ce sunt câte, înseamnă că chiar îmi dau interesul și înseamnă că chiar sunt preocupat de cum le aduc. Sunt două... E ok. Sigur. Hai să vedem dacă ne livrează și banii. Paleți cu semințe. Ok, super. Dacă sunt paleți cu semințe, sunt și mai mici. Asta înseamnă că nu mai am și o grijă la... Eu am mers foarte încet până acum. Am avut mare, mare, mare grijă să nu cumva să mă răstorn. Pentru că am fost... Oh, au intrat banii! Revolut, baby, Revolut! Let's go! Let's go! Gracias! Am primit. Bun, perfectos. Și așa, fraților, se fac afacerile. O să le și aranjez frumos aici. Vreau să... Cum să zic eu, să... Să se observe serviciul atât de impecabil, astfel încât să nu se verifice încărcătura. Știi ce zic? Așa, probabil când o să le vadă atât de frumos aranjate, o să zică facem, știa, luăm cu 500 și dăm cu 1000 la alții. Probabil o să considere că și pentru el e foarte mult, că la prețul ăsta a luat tot. Dar nu știu dacă a luat tot din cauza că îi trebuie tot. Un pic mai sus, atât. Bun, în momentul de față sunt aranjate frumos, am făcut o treabă minunată. Haidem la magazin să le aducem și pe celelalte pentru banii pe care mi-a plătit deja. Am ajuns la magazin și avem aici, astea sunt de lime acolo, doamne, dar nu mai pot deci cu ploaia vieții. Am descoperit un mod care îmi permite să opresc ploaia, doar că trebuie să restartez serverul pentru treaba asta, așa că urmează să-l băgăm atunci când oamenii sunt mai puțin activi. În momentul de față este noapte, așa că în curând probabil... Bun, se pare că cetățeanul a fost atât de impresionat de serviciul meu, încât m-a mai angajat ca și primar să plasez ceva poduri. Avem un mod nou care, mod nou pentru server, mod cu care am mai jucat în trecut, care ne ajută să plasăm ceva poduri și cum toți au nevoie de poduri, eu având experiență în drumuri și poduri, ei bine, uite pe unde am venit, ce-mi place că se văd urmele astea. Uneori mă ajută maxim să-mi găsesc din nou drumul. Așa că ne plătește podul plus ceva bonus pentru amplasament. Așa că o să facem și treaba asta. Se pare că vorba dulce mult aduce și serviciul impresionează mai mult. Asta este ce am învățat și în fotografie. Serviciul impresionează mai mult decât materialul livrat. So, bun, bun. Încă stau cu ochii pe chat până ies din programul de primar. Pentru că și mă bazez foarte mult pe faptul că Dadu are de lucru pe teren și astfel poate nu se duce la rezervor fix în apropierea sa să se uite în dreapta jos. Asta ar fi toată treaba. Acum am un drum lung, într-adevăr, că m-am înhămat și la acest transport, dar el mă vede și pe minimap acum și pentru că i-am făcut și acest transport, el probabil crede că sunt foarte încântat de acest deal și tot el câștigă la urmă. Am puține emoții pentru că l-am văzut în fermă. L-am văzut că a trecut pe aici. Bun, acum s-a întors la tractor din nou. A fost aici și am prins din nou foarte bine pentru că iar nu mă vede când vin. Și nu o să-l înștiințez acum, dar o să-l chem după aia. Deci o să-i spun că bă, am pus și paleții de fertilizator. O să-i pun chiar cu spațiu între ei când vine să încarce așa frumos. Și acum o să-l întreb unde are nevoie să-i placez podul. O să ne uităm să vedem cât costă, în primul rând, în funcție de dimensiunea podului, pentru că sunt poduri mai mici și poduri mai mari. În funcție de dimensiune avem și prețuri diferite. Bun, acum, i le-am pus pe astea, ne-a plătit, deci avem 1000 de euro plata efectuată. O să plec de aici pentru că nu vreau să stea deloc pe lângă rezervoare. Ce se întâmplă după este problema lui. Am bătut palma, am livrat, mi-a confirmat, așa că totul este în regulă. Unde construiesc podul? Hai să vedem unde are nevoie și să facem, îți fac o factură după. Hai să vedem, o să mă dau jos, o să opresc motorul, că aici am nevoie de o chemare divină. Poți să uiți puțin pe live? Ok, hai să vedem.
Bun, mi-a spus unde vrea să fac podul, s-ar putea să fie o distanță prea mare, el a făcut deja un drum aici și vrea ca podul să traverseze râul până în capăt. Avem ceva copac acolo care o să fie problematic, așa că o să-l dăm pe ăsta jos. Asta este fix în apă, fix în râu, nu putem avea așa ceva. Și pe celelalte cred că o să le las așa, vor fi decorative sau cred că aș putea să-l dau jos și pe ăsta, nu prea are sens să vină din apă. Nu mă privește acolo din dronă, așa că trebuie să fiu muncitor și hai să facem și o calculare de preț. Dacă mergem aici pe landscape, pe decorations, la other, avem podurile în partea asta. Podul este 1000 de euro. Manopera, hai să zic că ar mai costa 2000 de euro și l-am și mai fântat de 3000 de euro și astfel aș depăși și eu pragul de 5000 de euro. În momentul de față, dacă fac așa, este prea scurt. Așa că ce trebuie să fac este să modific un picuț landscape-ul și să continuăm drumul. Da. Aici ce avem? Poteca, dacă vrei, o voi modifica un pic în față, tot așa o măresc. Uite așa. Deci plecăm de aici, până în partea asta, un pic sus. Așa. Poate un pic mai mult, să creăm marginea. Vezi ce frumos am făcut-o? Nice. N-am decât să-l fac în față și poate să mai dau jos și acel copac. Văd acum că se duce pe directivă. Așa că dăm și pe ăsta și pe aia plasăm pe lângă dacă este nevoie. Deși mai puțin copaci înseamnă un FPS mai bun. Așa că mereu sugerez mai puțini copaci. Încerc să nu mă bag foarte mult în terenul ăsta, ci doar cam pe unde ar veni copaci, ca să nu stric după aia posibilitatea de recoltare a vecinului ăstuia de aici. Bun, so, hai să vedem aici. Facem mare. Uite, cred că așa, dacă punem, ar fi în regulă. Vine și cu ceva suporți. Și putem să o orientăm un pic. Ia să vedem. Drumul el nu l-a făcut drept. Eu continui drumul. Mă uit să văd dacă este longitudinal și atunci o să vină cam așa. Cam așa cred că este în regulă. Avem o urcare, dar n-am, pur și simplu nu am un pod mai mare. Aia ar fi beleleaua, știi? So, bum. Aici avem 1000 de euro și stă strâmb. Tu-i gura măsii. Stă strâmb pentru că e solul strâmb. Hai să mai încercăm o dată. O să încerc să-l modific, să punem așa, poate. Ia. Poate așa și-l bag în pământ. Nope. Uite-te și tu cum îl pune. Uite-te și tu cum îl pune. Deci deja am pierdut 1000. Trebuie să-i calculez toate pierderile astea. E ceva rău. Să-l încercăm dintr-altă parte. Băiatule, bă! 1500. Băi, e ireal un pic dacă stai să te gândești. Ia să vedem dacă pot modifica partea asta un pic. E mai greu decât credeam, să știți. Nu mă așteptam să fie așa de dificil. Bun. Am făcut zona fină. Acum nu înțeleg care ar fi problema. Poate dacă îl fac drept, ar merge mai bine. Ia. Yeah. Mai avem aici... Nu, asta este garaj. Ce să-l fac? Poate așa. Pur și simplu nu vrea. Vrea mai mult în parte. Nu știu dacă să-i las așa sau nu. Deci mi se pare un pic mai... 2000. Mi se pare un pic de prost gust. Dacă l-aș lăsa așa, nu prea fac ce trebuie. Da, așa e modul. Așa funcționează. Așa vrea modul să funcționeze. Of, Doamne, mamă, dificil e. Nu mă așteptam să fie atât de dificil. Un pic în apă. Cam greuț. Ia să facem o chestiune. Dacă îi punem pe ăsta, toggle snapping off.
Da. On. Și on-ul cum arată? Și free mode V. Ar fi cam așa. N-ar fi atât de rău, dar e răuț. Hai să facem fără snap. Adică așa și free mode on. Hai să vedem dacă funcționează așa. E zona asta dubioșică. Uite-te și tu. Uite-te și tu la nebunia asta, că nu vrea de nici o culoare. E ceva rău. Snapping. O să mai stau un pic aici. Cred că am reușit. Cât de cât. Asta este cel mai... Na. Cel mai ok pe care eu am putut să-l fac. Altfel, ar fi fost foarte... Foarte strâmb. So, o să nivelez un pic pe aici. Ca să aibă coborârea frumoasă. Și asta nu este rea ca și coborâre. Deci vine... Partea asta este cel mai estetic pod, într-adevăr, dar doar așa jur că am putut să-l fac cât de cât. Aici o să îngrop un pic podul, aici nivelez un pic, hai să mai îngropăm o leacă. Cam așa. Bun, și din nou o să vin cu niște plante pe lângă ca să nu stricăm designul vecinului. Bun. Trebuie să luăm probabil alt mod. Bun. Din păcate, doar așa a mers. Solul este nisipos. Bun. Mai e pe aici? Nu mai e pe aici. Deci... Eu zic că funcționează bine. Hai să facem și un test ca să nu-i dau omului aici un pod greșit. Așa, și facturăm vreo 6.000. Nu, 8.000 facturăm pe treaba asta. Pentru că deși podul este 1.000, a trebuit să încerc de foarte multe ori. Ia. Yeah. Da, e bun. Nu este atât de înclinat încât să reprezinte o problemă. Și aici nu este de asemenea la fel de înclinat încât să reprezinte o problemă. Funcționează foarte, foarte bine. Bun. Cost. Pod. 8. Nu. Să nu pară. 8.895. Așa nu pare că ar fi 8.000. Știi? E 7.895. Pac. Bun. Perfectos. Poate în partea cealaltă să mai pune un copac, dar las că pune dacă mai trebuie. Eu sugerez tot timpul mai cu puțin copaci, ca nu cumva să creeze lag. Hai să vedem dacă ni livrează. Și tot nu ieșim bine. Abia ne acoperim investiția, vezi? Abia luăm 1.000 pe toată treaba asta. Aici nu prea e de bine. Că nu depășim 5.000. Am avut 47 și tot 47. Deci probabil o să iau... Da, cam 1.000 luăm așa pe el. Deci la treaba asta i-am făcut treabă bună. Atâtea încercări mi-au luat, atâtea am cam pus. Trebuie să mai pun un pic, acum regret. Da. Nu bag în seamă, se pare prețul. Așteptăm un transfer, dacă nu trebuie să-i reamintim. Până data viitoare, fraților, v-am salutat. Numai bine. Pa, pa!